Salutare, băi bobocilor, eu sunt Bobo și astăzi vom merge să facem un clip un pic mai diferit față de restul videoclipurilor. Veți avea parte și de un mic tutorial în acest videoclip, pentru că să mă întâlnesc cu Alin, după care vom merge în locul în care vom face astăzi antrenamentul, de unde începem antrenamentul. Și bineînțeles, înainte să începem acest clip, v-aș ruga eu tare mult să dați acolo un pumn, butonul de like, să strângem cât mai multe like-uri la acest vlog și da, să-i dați un share să-l vadă cât mai multă lume și în caz că nu sunteți încă abonați, să vă abonați, să activați clopoțelul, să vedeți când postăm videoclipuri noi. Și da, dacă vreți să aflați mai repede când postez videoclipuri noi, vă las aici Instagram-ul meu, puteți să-mi dați un follow, să mă urmăriți acolo. La fel să-mi dați un like la pagina de Facebook, eu acolo anunț când postez videoclipuri noi. Da, acum mă duc să mă întâlnesc cu Alin, după care mergem în locul de unde ne începem antrenamentul. Afară bate vântul un pic cam tare, dar asta nu prea o să ne încurce pentru că avem noul microfon care mă ajută la chestia asta. Da, și era să uit. Dacă vreți în continuare videoclipuri de genul acesta, lăsați-mi acolo jos în comentarii. Scrieți acolo, da, vreau în continuare videoclipuri din acestea sau orice altceva vreți voi. Da, după cum spuneam, astăzi ne întâlnim cu Alin. Ciao. Ce faci? Hai! Și iată că am ajuns și la locul de unde ne începem noi astăzi antrenamentul. Aici am să filmez și micul tutorial și da, acolo e Bea. Mai vin și alții, deja încep să mă strige, da? Ciao, Bobo! Ciao, ciao! Ciao, boss! Ciao! Ciao, ciao! Ciao! Salut! Ciao! Like! Fine, Bobo! Salut! Salut! Ciao! Ha? Bun, iată că am ajuns în locul unde vreau să facem tutorialul. De început o să-mi fac o mică încălzire, după care o să trecem la acest tutorial. Vom face tutorial la barrel. El arată cam așa. Bun, fraților, pentru acest barrel aveți nevoie de o încălzire foarte bună, de reverse și de one hand reverse. One hand reverse o să-l învățați astăzi cu mine aici cu barrel. La acest barrel totul e exact ca la reverse. După cum știți, poziția mâinilor la reverse este aceasta. Trebuie să ai grijă la poziția picioarelor. Dacă nu ai reușit să înveți încă reverse-ul, te sfătuiesc să mergi la IU-ul acesta, să înveți tutorialul la reverse, după care să revii la tutorialul acesta, să poți învăța barrel-ul. Ca să înveți acest barrel, ai nevoie exact de reverse, de tot ceea ce înseamnă reverse și de one hand reverse. Învață foarte bine reverse-ul și vei reuși să ajungi să faci foarte ușor și foarte repede acest barrel. Înainte de asta, hai să trecem la partea de one hand reverse, adică tot ce trebuie să faci e să scoți o mână de la reverse-ul simplu. Este vorba de mâna care agață bordura. Mâna asta nu mai trebuie să o pui pe bordură, trebuie să așezi doar cea de-a doua mână, da? Poți să faci toată această progresie exact cum ai făcut și la reverse, să te folosești doar de o mână, să pui fundul pe obstacol și să ghemuiești picioarele, să mergi în mișcarea de reverse. Pui fundul pe bordură și te răsucești. După ce ai reușit să realizezi acest one hand reverse, trebuie să faci exact același lucru, doar să întinzi picioarele. Ai grijă la pasul de bătaie. Pasul de bătaie este exact ca la reverse. Piciorul care e în față trebuie să fie cel mai puternic, să te poată lansa în toată această rotație. Partea pe care faci acest barrel trebuie să fie exact aceeași parte pe care faci și reverse-ul. Tot ceea ce trebuie să faci este să pui doar o singură mână pe obstacol, este vorba de mâna care, pe care te sprijini, nu cea care agață obstacolul. După asta trebuie să îți menții picioarele complet întinse, să intri în mișcarea de reverse și așa vei realiza barrel-ul. Încearcă să folosești foarte mult și viteza, ea te va ajuta să te lansezi cât mai bine în acest barrel. Ah,
Deci, practic, tot ce trebuie să faci este să îți pui mâna de sprijin pe obstacol, nu cea care agață obstacolul, și de acolo să te lansezi cu ajutorul picioarelor, să mergi în mișcarea de reverse cu picioarele întinse. Asta ar fi tot tutorialul de astăzi. Nu este o mișcare foarte grea, poți să o înveți foarte repede și foarte ușor, doar trebuie să ai la bază reverse-ul. Ți-am zis, dacă nu ai învățat încă reverse-ul, poți să mergi la eu-ul acesta să înveți tutorialul de la reverse, după care să revii la acesta să înveți foarte repede și foarte ușor barrel-ul. În continuare, ca de obicei, am să vă las cu câteva cadre ca să vedeți cum arată acest barrel, după care eu am să-mi continui antrenamentul și am să vă arăt câteva mișcări pe care le fac eu pe aici. Lumea se distrează foarte, foarte tare. Pe aici sunt foarte mulți copii. Și da, mulți mă roagă să îi ajut să învețe și ei cât mai multe lucruri din parcurs. După cum spuneam, eu o să-mi continui antrenamentul și da, o să vedeți ceea ce fac eu într-o zi normală de antrenament. Asta o să fie foarte tare. Ok, hai să-i mai dăm una. Tocmai ce am venit din parc într-un alt loc, am trecut pe la Carrefour și ne-am luat niște Coca-Cola. Și da, am găsit arome noi, să le zic așa. E vorba de Coca-Cola Vanilla, Coca-Cola Sherry Zero Zahăr, Coca-Cola Life, ăsta nu l-am văzut niciodată în viața mea, și Diet Coke. Urmează să le încercăm, să vedem ce gust au. Pentru prima oară cred că să le încerc. Și Coca-Cola, dacă vedeți asta, sponsorizați-mă. Glumesc. Trebuie răsucite doza aia un pic. Stai că o răsucez, nu, o răsucez eu mână. Așa, și bem Coca-Cola. Mai este în asta. Da. Coca-Cola Vanilla. Coca-Cola. Uai, că pică. Tocmai ce am găsit aici un site precizie, sau un Webster precizie, o să dai în mai multe feluri. O să mai stăm un pic aici, ne chinim să îl scoatem și după aia cred că o să mergem în alte locuri. Alinul, dai? Ai de rău să țin. Hai că pot. Vom merge într-un mega, mega loc fain, foarte fain, și acolo urmează partea cea mai șmecheră. Așa că stați aproape și dacă vă place ce ați văzut până acum, dați acolo un mare, mare like. Pe scurt, urmează partea din first person, cadrele POV. Bun, fraților, tocmai ce am schimbat locul, am venit aici. Aici am făcut tutorialul la TikTok.
Ai și aici foarte multe challenge-uri, ai foarte multe chestii de făcut, inclusiv la copacul ăsta. Mă rog, hai să vedem ce cadre găsim noi pe aici. Bun, fraților, cam asta a fost vlogul de astăzi și tutorialul. Sper că v-a plăcut ideea pe care am ales-o pentru acest clip. Dacă vreți în comentarii clipuri de acestea, nu uitați să dați un mare like acolo și să lăsați în comentarii dacă mai vreți. Și bineînțeles, nu uitați să-i dați un mare share, să vă abonați la canal dacă încă n-ați făcut-o, să activați clopoțelul, să vedeți când postez videoclipuri noi. Eu am fost Bobo și noi ne vedem la următorul vlog. Pa, pa!